Te rog, iartă-mă, tată, că nu prea te-am ascultat. Dintre noi tu știi ce mai bine, cât sunt de încăpățânată. Alexia abia așteaptă să revină pe scenă cu zâmbetul pe buze la ieșirea din spital. Alexia a spus că își dorește să facă o carieră în muzică. De acum trebuie să văd ce va fi. Și trebuie să am o gândire pozitivă ca să pot să trec peste astea cu bine. Ce-ți dorești tu pentru tine? Tu ești artistă, îți place să dansezi? Da, îmi place să cânt, dansez. Îmi doresc să fac o carieră din asta și să încurajez lumea prin muzică. Să se simtă în cuvinte, în piese și să fie, nu știu, se poate regăsi în lumea. Cum te-ai înțeles cu medicii de aici care ți-au devenit... Da, ca prieteni, da, m-am înțeles foarte bine și am avut cea mai mare încredere în ei și încă am, de fiecare când intra cât un doctor sau oricine, să mă simțeam în siguranță. Prin clipe grele au trecut și ceilalți membri ai familiei Alexiei. La început a fost o perioadă foarte grea, eram distros, nu știam ce să fac, nici nu știam starea Alexiei, dacă este bine, dacă i s-au pus amândouă mâini, dar după 3 zile... după ce s-a întâmplat accidentul, am vorbit cu doamna Sidonia, Susanu, și ne-a spus că totul e în regulă, i-a pus amândouă mâini și de atunci m-am luminat la față și în fiecare zi sunt fericit. Totul se datorează lui Dumnezeu, doctorilor și oamenilor care s-au implicat. Plăniți în continuare să dansați, să faceți ceea ce... Da, nu o să renunțăm la visurile noastre niciodată. Va fi un drum lung, vom face tot posibilul, vom vedea, vom face doar ce spune doamna doctor. Vom face tot ce este mai bine pentru Alexia. Indiferent de costuri, indiferent de sacrificii, vom face doar ce este cel mai bine pentru ea. După accident, totul s-a întâmplat foarte bine și în favoarea ei, începând de la Eric până la doctor și până la ultima persoană, prima și ultima persoană care a fost empatică cu noi și care s-a rugat pentru Alexia, care au trimis mesaje frumoase, vorbe bune. Toate aceste lucruri au fost extraordinar de frumoase și la locul lor. Reamintim faptul că pe 17 decembrie un autocar în care se aflau 35 de persoane, printre care și Alexia, s-a răsturnat într-o curbă de pe raza orașului Pașcani. În urma teribilului accident, Alexia și-a pierdut ambele brațe. Pentru salvarea ei, o echipă complexă formată din medici de la Spitalul de Pediatrie din Iași au luptat timp de 20 de ore pentru a-i replanta ambele brațe. Pentru refacere, Alexia va urma un tratament complex care ar putea dura chiar și un an.